Continuăm previziunile pentru miercuri. Balanță, vă îmbunătățiți considerabil situația financiară. Luați bani atât de la serviciu cât și dintr-o afacere. Aveți ocazia să faceți o investiție rentabilă pe termen lung. Vă sfătuiesc să vă menajați sănătatea. Scorpion, aveți încredere în forțele proprii și dați dovadă de spirit de aventură. Vă sfătuiesc să nu riscați prea mult. Este o zi favorabilă călătoriilor în interes de familie, din care vă puteți întoarce cu mari satisfacții financiare. Săgetător, dimineața primiți un cadou de la o persoană dragă. Aveți o capacitate de comunicare deosebită și colaborați excelent cu cei din jur. Spre seară este posibil ca un grup de prieteni să vă invite la o petrecere. Ar fi bine să vă feriți de excese. Capricorn, dispuneți de multă energie fizică și intelectuală, ceea ce vă încurajează să începeți noi activități și să faceți planuri de viitor, în special legate de casă. Prietenii și rudele vă ajută să terminați o lucrare complexă. Vă sfătuiesc să fiți mai detașat. Vărsător, este momentul să porniți o afacere plănuită mai de mult. Vă avantajează capacitatea de a lua decizii corecte. Sunteți foarte comunicativ și puteți să vă faceți noi prieteni fără prea mult efort. Pești. Dimineața vă hotărâți să vă schimbați programul stabilit pentru azi. S-ar putea să organizați o petrecere împreună cu câțiva prieteni. Puteți să vă ocupați de problemele financiare, dar vă recomand să evitați orice fel de speculații. Acestea sunt previziunile pentru miercuri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare.